Salut, deci băieții, salutare băieți și bine v-am găsit aici la încă un episod pe RPG 2 cu Bison Polo. Suntem aici alături de Mario. Salutare, bă, băieți! Și din câte vedeți în titlu, se pare că punem întrebării helperilor și vedem cum ne răspund, nu? Mhm. Hai să vedem ce întrebări spunem. Deci prima întrebare este ce, Mario? Ce o să... Tu o să pui toate întrebările ca să poată să se vadă pe video. Întreabă ce este Lightfoot. Lightfoot. Ce este Light? Și dacă se și dacă este permis, și dacă e permis. Lightfoot. Și dacă este permis. Nu? Mhm. Ia, pe luat deja întrebarea. Am dat enter, mi-a pe luat întrebarea instant. Păi normal, pentru că helperii sunt duty și primesc întrebarea și poate să dea skip sau poate să o accepte. Ah, helperul tău a sărit peste solicitarea ta. Da, asta am helper... spus. A sărit și ăla peste întrebarea mea? Da. Mă așteptam, sincer, la deci întrebări de astea de baguri. Deci doi helperi au sărit. Aha, mă așteptam. Hai să vedem al treilea. Deci primul helper mi-a sărit Adrian. Pomă Dark Evil, acum vedem dacă răspunde Vatislav ăla. A, Vatislav vezi că e bun cum e. Vezi că ăla chiar știe cu aia. Bine, poate nu o să-ți răspundă pentru că Lightfoot e un bug. De doar avantaj la mafioți. Și e sancționabil cum e cât slide-ul. Sau cât bug-ul. Si bug-ul. E tot un bug abuse. Ți-a răspuns? Așteptăm. Da, cred că o să pot să pun și o întrebare ca să... Da, pune și tu întrebare. Pentru că o să se vadă pe filmare acolo. Da, pune și tu întrebare. Nu, ce... să mă gândesc. Și așa vedeți și voi ce întrebări sunt și ce răspunsuri poate să fie la ele, dacă sunteți helper sau ceva genul. Da. O să pun întrebarea pe care am pus-o și pe Bicu și merita să acționez ceva. Dacă un polițist vede că am condus neregulamentar și mă urmărește și nu iau somație și dau slash Q, primesc ceva. Gat. Da, văd că nu mi-a dat. Daredevil, care e chiar fi prieten cu mine. Și Daredevil este un prieten foarte mult. Oh. Pentru că m-am jucat pe comunitatea de pe RPG2 foarte mai mult decât m-am jucat pe 1. Da, mie nu-mi răspunde băieți încă la întrebare. Vatislav ăla se gândește la întrebarea mea de 2 minute. A, și mie mi-a dat skip Daredevil. Clară temă. Bă, știi care e faza interesantă? Spune. Bă, că nu răspunde prostește, știi? Măcar dată, nu? Da, nu cred că știu băieții de sunt să nu te vadă asta. 3 minute aproape. În cât timp pe SP o întrebare? Mario? Da, da. În cât timp pe SP o întrebare? Ceva timp, dar vezi de poate mi-e întrebarea pică numai la Daredevil. A, și se pare că mi-a răspuns, salut, se consideră non-răpui și poți fi sancționat. Deci da, mi-a răspuns corect, pentru că i-am spus și de somație și i-a răspuns corect. Nu vă răspuns. Da, dar se pare că, din păcate, tu ai nu, închis. O să pun dovezi dacă... Nu, eu văd aici, jucătorul a întrebat ce comandă trebuie să facă să vadă ce case am. Văd întrebările, dar... Daredevil... Hai că zic cum, helper Daredevil answered, salut. Te consideră non-răpâi și poți fi sancționat, e corect. A, uite, acum am văzut și eu întrebarea ta. Vezi. Da, am văzut de fapt întrebarea... Am văzut de fapt întrebarea cu jobul zilei de mâine, știi? Da. Dar jobul zilei de mâine va fi... Aia am văzut și eu. Nu știu. Deci da, Daredevil mi-a dat skip pentru că poate probabil n-a vrut să răspundă la întrebarea atât de grea. Dar văzând că nu poate să scape de întrebarea mea, a zis să-mi dau un răspuns ca să scape și a răspuns chiar corect. Deci da, un big thumbs up pentru helper că mi-a răspuns corect la această întrebare. Da, Vatislav s-a gândit 4 minute la întrebarea mea și apoi a dat skip la ea.
Dar nu, nu se... Bă, helperii gen caută întrebările astea mai simple ca să obțină puncte. Așa e pe fiecare comunitate, dar când vede că îi pui întrebări de astea, hai să nu mai punem întrebări de bug-uri și de astea, să punem întrebări de astea, gen, în, habar n-am, chestii de astea generale. Mai gândește. Eu aș putea să întreb. Nu, dă mie mie, că să... Na, De ce îți dă, de ce îți dă crash când scrii să ieși pe skin-ul, nu? De ce îți dă... De ce îmi... Îmi iau... Ne, a, uite că mi-a răspuns și mie. Mi-a răspuns Dark Devil, Dark Evil. Am închis cum. Da. Deci după, gândește-vă băieți, după 18, nu, după 5 minute mi-a răspuns cu nu este permis, caută pe net și o să vezi de ce este acel mod. Așa mi-a Bun. răspuns. Păi știi de ce? Pentru că în primul rând e un bug și nu au dreptul să ofere informații legate de acela. Și ți-a spus corect că chiar nu este permis. Ok, Daredevil, Daredevil a jucat în Mafia și știe bine că nu are voie să spună astfel de informații. E corect, a spus. Foarte ok, corect. de ce, de ce îmi iau crash dacă scriu comanda, cum scrie? Slash pe skin 1, pe skin 1, pe skin 1, legat, fără, cu 1, 1 dezlegat. Deci pe skin 1. Cum e că skin? Și gen, aici sunt două, sunt două categorii pe care pot să se folosească. Ori să spună chiar răspunsul, ori să zică că nu pot oferi informații, ori să zică să raportezi bug-ul pe ăsta, să, să zică că e un bug și să raportezi pe forum. Una dintre astea să răspundă 100%. Ai văzut și tu? Nu. Salut, nu deținem aceste informații, nu oferim suport Am în avut privința dreptate. Modurilor. Vezi, a știut că e mod. A știut că e mod. Dar Kevin mi-a răspuns la întrebare. Daredevil? Da. Băi, Daredevil ăsta știe, a fost mafi, știu sigur asta. Ok. Mai pun eu o singură întrebare și cred că e de ajuns, sau... Mai punem. Ia, eu mai pot să mai pun? Cred că pot să o pun, ia. Zici ce întrebare să pun. Câte zile ai da, nevoie mă, pentru, mă, mă. Pentru a scăpa de un fashion war. Vladislav, hai că sigur asta știe. Trebuie să răspundă. Ia, am văzut întrebarea ta. Câte zile ai nevoie pentru a scăpa de un fecșoan? Salut! Fecșoanul poate fi înlăturat manual de lider după 14 zile Foarte bine răspuns. Sau automat după 21 de zile. Foarte bine răspuns. Bă, nu știu care e faza cu serverul ăsta, n-am idee. Deci fii atent. Se dă automat rank up la 14 zile și la 21 se dă, ăsta, pardon, se dă de la lider și dacă liderul vrea să te lase până la automat, îți lasă până la automat și pe 21 de zile la automat. Dar fiindcă e un faction war, se mai adaugă dublu zilelor acelea și ei faction clear la 14 zile, în caz că ți-l scoate liderul sau atunci dacă, dacă nu se scoate și se lasă să fie scos automat. A scris foarte bine ce a zis. Da, băieți, deci... A, mai punem fiecare câte o întrebare. Nu, mai eu punem zic că ajunge, eu zic că ajunge că deja, cred că e pe 15 minute filmarea asta. Da, a, eu zic că e de ajuns. Da. Helperii chiar au, au avut o prezență destul de bună, deși au dat câțiva skip. Dar s-au gândit după aia, bă, hai să răspundem că cine știe. Da, băieți, adică, na, pe urmă se răspunsurile gândea... au fost corecte, asta pot să zic. Pe urmă se gândea că cine știe, poate un armii pe cont de civil, știi? Și vrea să-i testeze. Nu? No? Mhm. Mai sunt cazuri, știi? Așa, da, bun. Cam asta a fost acest episod. Eu am fost Cosmin, el a fost Mariu. Și până data viitoare, eu v-am salutat. Ceau, pa, pa.